Studenții Facultății de Geografie au un planul de învățământ mai mult, aplicații practice în zonă și două mai lungi, de 7 zile, în alte părți ale țării. Zilele trecute, un grup de studenți însoțiți de cadre didactice s-a întors dintr-o aplicație din sud-vestul țării, asta însemnând un traseu pe ruta Satu Mare, Oradea, Timișoara, zona Banatului cu defileul Dunării, Băile Herculane, sub Carpații Getici, Târgu Jiu, Mănăstirea Hurez, până spre Râmnicu Vâlcea. De acolo, în Amonte, studenții au vizitat zona Oltului, pe la Cozia, au vizitat Sibiul, iar după Sibiu au avut o zi întreagă dedicată cetăților dacice din munții Orăștiei. În continuare au vizitat cetatea Devei, Castelul Corvinilor, de la Hunedoara și Mănăstirea Prislop. De acolo s-au întors spre casă pe la Alba Iulia și Turda. Aplicațiile îți deschid orizontul. Sunt foarte multe studii de caz, putem să problematizăm. Dezvoltă gândirea spațială care creează conexiuni noi în creier și creează satisfacție, plăcere. Putem să problematizăm și să analizăm anumite studii de caz la fața locului, iar pe lângă cunoaștere este foarte importantă și experiența. Studenții au trăit momente deosebite în această aplicație. Și era dedicată familiei, dorea ca tot neamul lui, sau aproximativ tot neamul, să fie înfumat în mănăstirea sau în biserica respectivă. A fost prima aplicație lungă de 5 zile. Țin să menționez că a fost și cea mai frumoasă. Am avut un circuit, am umblat prin sud-vestul României. Am vizitat foarte multe locuri, foarte frumoase, emoționante, unele cu o istorie foarte, foarte bogată. Și ce obiectiv ai vrea să amintești aici, care te-a impresionat mai mult? M-a impresionat foarte mult cetatea Sarmizegetusa, croaziera pe Dunăre, echipul lui Decebal, a fost un moment foarte emoționant. Castelul Corvinilor. Ai mai fost în astfel de aplicație? Da, am fost și anul trecut în Delta Dunării, însă această aplicație mi s-a părut mult mai complexă, deoarece am vizitat foarte multe atracții turistice într-un timp atât de scurt, pentru că a durat doar 5 zile. Cel mai mult m-a impresionat Mănăstirea Hurez, datorită stilului brâncovenean, cu specificul lui aparte, și măicuța de acolo ne-a spus că este primul stil arhitectural din România. Deci învățați lucruri noi pe care pe băncile școlii poate nu le rețineți atât de ușor. Da, da. Deci în aplicație învățăm ceea ce nu putem învăța la televizor sau pe internet. A fost cea mai complexă aplicație, mai complexă decât cea din Delta Dunării, pentru că am vizitat foarte multe obiective, atât naturale cât și antropice. La fel și pe mine m-a impresionat, cum a zis colega mea, la Sarmizegetusa. Și la Iancu de Hunedoara a fost foarte frumos, pentru că am avut parte să participăm la o filmare și am văzut oarecum cum se aranjează și toate lucrurile care trebuie să fie făcute acolo. Vă luați notițe în aceste excursii? Rămâneți cu ceva? Sigur, avem carnet de studenți, care fiecare, toată lumea trebuie să scrie ceva acolo important, ce crede el că e important, ca să atunci când avem examen să știm, să nu ne amintim, să nu cumva să avem emoții.